De data aceasta avem o prezentare sub formă de interviu și o am alături de mine pe Otilia Mantelers, psiholog și autoare de carte, și vom vorbi astăzi despre joc și despre jocul ca formă vie, atrăgătoare și plină de compasiune a relației dintre părinte și copil. Otilia, bine ai venit! Bine te-am găsit, Stella! De ce este jocul cea mai vie și mai plină de compasiune formă de interacțiune între părinți și copii? Aș începe cu o comparație, ca să înțelegem noi oamenii mari. De exemplu, dacă eu mă duc în vizită la cineva acasă, mă uit un pic prin casă să văd ce e acolo, ce obiecte are, nu știu, ce fel de persoană este acea persoană, și încep să spun niște lucruri drăguțe. Deci vreau să mă apropii de persoana respectivă, observând câte ceva despre ea, și încet să-i învăț limbajul, să văd ce îi place, să audă de la mine. Deci încep să-l cunosc și să mă apropii de omul respectiv. La fel și cu copiii. Limbajul copilului este, mai ales până la vârsta de 10 ani, este jocul. Deci e mult mai eficient să vorbesc cu un copil prin intermediul jocului. Bine, vorbim și lucruri normale, cum ar fi ai mâncat, ai dormit, vrei să dormi, vrei să facem ceva împreună. În schimb, pentru a intra în lumea lui, joaca este modalitatea lui cea mai la îndemână, pentru că el este construit din joacă. Și noi, ființele umane, noi adulții, avem joaca în noi, doar că am pus-o cumva deoparte și am lăsat-o pe flirt. Deci cumva flirtul ne-a mai rămas nouă ca formă de joacă. Deci joaca este parte integrantă a noastră. Iar copiii deocamdată atât fac. Este o formă de compasiune pentru că intrăm în lumea lor, pentru că vrem să o înțelegem, așa cum ne ducem în vizită la cineva. Când te duci în casa omului, ești curios, ești interesat, vrei să te conectezi. La fel și cu copilul. Ești interesat de lumea lui, dar nu să o judecăm. Deci nu mă duc în casa omului și spun: uite, nu prea îmi place cum stă, nu știu, fața aia de masă acolo. La fel și la copil, nu îi judec forma lui de joacă. Și atunci când ne jucăm cu copiii, cum facem de fapt să le lăsăm lor libertatea de a alege? Pentru că noi, fiind adulți, tot timpul încercăm să-i controlăm, să-i ghidăm, da, să-i protejăm. Cum facem ca măcar în joc să-i lăsăm pe ei să fie cei mai importanți și să ne ghideze ei pe noi? Da. Există într-adevăr două tipuri de joacă. Joaca de grădiniță, cum o numesc eu, și acolo într-adevăr trebuie să fie ghidată. Sau, nu știu, joaca în cabinetul de psihologie. Da? E un pic ghidată. Și există joaca acasă cu părintele, în care copilul nu mai are nevoie de control. Așa. Dar tu ai pus întrebarea bine, cum facem? Pentru că nevoia noastră este să controlăm. Dacă vedem că n-a pus bine un turnuleț, spunem: ok, vezi că o să se dărâme dacă pui cubul acela în altă poziție. Așa că eu cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să observăm nevoia noastră de a controla. Nu e o nevoie, este, obicei. Exact, e un obicei, da. Deci, uite, fii atent ce fac, deci copilul meu pieptănă păpușa, iar eu îi zic: nu pieptăna păpușa, pentru că mai știu eu ce. Și atunci observ treaba asta și zic: nu, el n-are nevoie de asta, are nevoie fix să pieptene păpușa și eu să mă minunez. Ah, ce frumos! Deci să mă observ, că fac asta și să-mi amintesc cumva despre cum mă jucam eu când eram mică, cât de mult am fost lăsată sau lăsat să mă joc liber. Poate prea puțin sau poate prea mult. Ce a însemnat jocul pentru mine? Pentru mine jocul a fost o evadare, pentru că mulți adulți spunem că eu stăteam toată ziua în camera mea și mă jucam cu trenulețele și nu știam de nic. Dar era cumva, nu era jocul acela plin de viață, ci era cumva jocul ca o formă de evadare din realitatea care nu-i plăcea. Legat de implicarea ambilor părinți, și aici te întreb pentru că am avut mai devreme în secțiunea de sănătate emoțională, apropo și de sănătatea în cuplu după apariția copilului,
De obicei, mama e cea care se îngrijește de mâncare, spălat, să fie totul curat și tata e mai jucăuș, să spunem așa, și mai poate umbla în patru labe sau poate să facă orice cu copilul. Cum facem totuși să avem o implicare egală sau copilul să simtă implicarea ambilor părinți în joc? Sau cât de importantă este, că poate e suficient doar unul dintre părinți să se joace cu el? Din ce am observat, taților le este mai ușor să se joace fizic cu copiilor. Să se ia la trânte, să se bată cu pernele, să meargă prin pădure, să se alerge prin parc. Deci joaca asta fizică e specifică taților și e foarte bună. Și eu cred că noi, mamele, nu trebuie să le cerem taților să facă joacă pe covor dacă lor nu le place. Sigur, dacă le place, e minunat. Dar e suficientă forma asta de joacă fizică pentru copil din partea tatălui. Într-adevăr, bărbații pot să se joace mai ușor decât noi, femeile, pentru că noi am fost responsabilizate mai mult ca fetițe și ne-am pierdut joaca mult mai repede, pe când băieții nu au fost așa de responsabilizați ca și fetițele. Asta cumva e o... Bine, și băieților li s-au luat niște drepturi care nouă nu li s-au luat. Spre exemplu, dreptul la a fi triști, dreptul la a li se face frică, pe care fetelor cumva le-a fost permis. Lasă, ești fată, e ok că ești tristă, e ok că ți-e frică, dar unui băiețel nu era permis. Și atunci cred că și noi mamele stăm mai degrabă, facem un puzzle cu ei sau ne jucăm cu animăluțele. Deci noi suntem un pic mai statice. E cumva și rolul nostru transgenerațional să stăm pe lângă casă și cred că trebuie să acceptăm aceste roluri și dacă vedem că suntem foarte ocupate, să ne gândim ca măcar o dată la două zile să ne punem un 10 minute în programul nostru de a ne juca cu copiii, pentru că e limbajul lor cel mai facil. Și aș mai zice să nu, acum mi-am dat seama, nu e neapărat să-mi pun de la 7 la 7 și 10. Pot, de exemplu, când merg cu copilul la toaletă, să fac un joculeț cu el acolo, sau când mergem în sufragerie să mâncăm, sau când îl ajut la teme. Deci pot să creez momente de ghidușie și de joacă cam oricând. Mai am o întrebare legată de control, că acum mi-am adus aminte de o situație personală. La seara la poveste îi povesteam ceva fetițe mele și zice, vreau poveste despre monștri și despre cum cade chiț sau meau și se julește, se lovește și îi pun plasture și vrea doar chestii din astea negative. Și chiar vreau să te întreb, cum reacționezi în cazul ăsta? Ok, eu am spus că mie nu-mi plac poveștile cu monștri și am continuat cu ceva pozitiv, probabil că am greșit, ea a insistat, până la urmă i-am zis povestea cu monștri, dar de ce apare nevoia asta la ei și, de fapt, cum gestionăm o situație de genul acesta? Deci ea spune, haide să fie niște monștri care cad și se julesc. Nu neapărat. Cu monștri e o poveste și în altă poveste sunt prietenii ei preferați, să zicem, o pisică, un șoarece, care cad și se lovesc. Okay. Și plâng. Și plâng, da. Și ea ce ar vrea ca tu să faci? Să-i povestesc poveste despre așa ceva. Aha, și ea intervine? Și ea intervine și dacă eu îi spun mai spre pozitive, ce nu, eu vreau să cadă și să plângă. Și să curgă mult sânge și să nu găsim pansamente. E nici chiar în extrema asta, dar cumva eu vreau să o duc înspre pozitiv și să-i spun povești vesele și așa. Da. Și acum e un moment la vârsta ei de 2 ani și jumătate când ea vrea despre asta. Da. Ok, am fost și eu fix acolo, în care voiam să fie doar lucruri drăgălașe. Acum nu se poate așa, pentru că viața nu e făcută din lucruri drăgălașe, dar copiii au o fascinație imensă pentru lucruri grotești, dezgustătoare și macabre. Deci sunt foarte fascinați pentru că în noi, așa cum zice Jung, avem o parte întunecată și o parte luminoasă. Iar dacă noi ne ducem doar pe partea luminoasă, o negăm pe aia întunecată și copiii vor să-și exploreze partea întunecată. Dar partea întunecată nu înseamnă răutate, înseamnă pur și simplu tristețe, frică, angoase și așa mai departe. Deci ea când zice, uite, sunt niște monștri pe aici, noi putem să zicem, eu am și o carte care se cheamă fix așa, Secretul Monstrului. Noi putem să zicem unde e monstrul ăla, să vezi ce-i fac eu lui acum. Deci să mergem pe firul pe care... Da. Și apoi când vrea povestea cu
cu julitura, asta într-adevăr este o metaforă, că ea spune, domnule, eu vreau să văd cum arată durerea. Așa, și vreau să-i văd pe aia disperați, pe pisicuță și pe cățeluș, vreau să-i văd cât de disperați pot să fie, așa încât, deci să, eu în poveste să simt un pic de frică, dar știu că sunt cu mami și nu e groaznic de tot, deci simt un pic de frică cu mami și după aia la sfârșit fac eu să fie bine, găsim ambulanță, găsim tot. Ok. Deci de aia vrea și atunci aș intra. Ok, deci trebuie să intru în joc și să-i povestești ce vrea. Da. Mulțumesc. Bun, de ce nu este suficient să se joace copiii între ei și trebuie să ne jucăm și noi părinții cu ei? Da. Copiii când se joacă între ei, ai văzut sigur că cei mici se joacă mult de-a ceva. De-a doctorul, de-a pompierul, de-a ceva salvator, de-a hoții, de-a ăia răi, de-a așa. Ei, și ei când își împart rolurile între ei, de multe ori ei nu vor să își ofere unul altuia ce au ei nevoie. Deci dacă copilul meu zice vreau să mă joc de-a doctorul și eu vreau să fiu doctorul ăla rău și tu să fii pacientul ăla fricos, celălalt copil o să zică nu, vreau eu să fiu doctorul rău. Adică ei caută puterea în joc. Și atunci un alt copil va vrea, ambii copii vor vrea să aibă puterea. Pe când în relația cu părinții, noi putem să lăsăm lor putere, să le lăsăm lor, da. Și copiii când se joacă ei între ei, ei o fac pentru a se cunoaște, pentru, cum zicem noi acum, socializare. Deci pentru a se cunoaște, pentru a se conecta, de asta se joacă. Deci e altceva, jocul între ei și jocul cu noi. Cu noi jocul e vindecător pentru ei. Ok. Se poate compara jocul cu cititul? Adică care sunt beneficiile jocului fizic, să-i spunem, a construi ceva sau a modela versus a citi o carte cu copilul? Cred că sunt complementare, adică n-aș scoate niciuna, n-aș scoate cititul niciodată, pentru că atunci când le citim copiilor se întâmplă mai multe lucruri. Sunt în brațe la noi, îi ținem așa, cocoloșiți, îi mirosim. Le citim povestea, ei ne aud vocea, e o conexiune non-verbală prin intermediul poveștii și povestea îl face pe copil să trăiască emoția. Prezența mea îl face pe copil să trăiască, uite cum zicea fetița ta, să se julească și așa. Deci prezența mea e cheie și pentru citit. De asta eu sunt și pentru cititul la copiii mai mari. Pentru că se întâmplă mai multe în procesul cititului. Nu e doar cititul ca activitate, ci e și conexiunea care se formează. Cum era Șeherezada. Da, era vocea ei, erau multe, nu? Pe pașa ăla nu-l fascina doar povestea, voia să afle ce pe el, o fascina ea cu totul. Ok. Da. Așa, și întrebai și de joc, da? Jocul fizic... Jocul fizic e cum e sportul pentru adulți. Avem nevoie, pentru cei care înțeleg și practică sportul, sau dansul, sau orice, plimbarea, jocul îi pune tot sângele în mișcare, tot creierul în mișcare. Îi activează toți centrii. Și atunci când copilul se joacă, e foarte viu. E foarte alive, cum se spune acum. Cum facem atunci când copiii se plictisesc de aceleași jocuri sau jucării și părinții întotdeauna au această nevoie sau poate nu nevoie, sunt obligați poate să cumpere cărți noi, jucării noi, căci copiii se plictisesc repede de cele pe care le au acasă. Cum să facem să le păstrăm cumva interesul sau să schimbăm jocurile? Adică care ar fi recomandările tale? Da, cred că putem, dacă avem multe jucării, ceea ce se întâmplă în ziua de azi, avem foarte multe jucării, putem să luăm o parte și să le ținem o lună, să le punem într-un dulap, apoi le luăm pe cele cu care s-a jucat. Deci facem schimb așa, le tot rotim și le zicem copiilor, uite, eu nu ți-aș mai lua o rățușcă cu ochii așa, pentru că ai o rățușcă cu ochii invers. Și același lucru, deci nu-ți mai iau o rățușcă. Dacă vrei tu să faci o colecție, asta e altceva. Dar, deci așa aș face, le-aș roti.
Și trebuie văzută un pic, trebuie văzut că ei pot să aibă ca pretext, uite, mai vreau o jucărie. Ei, uneori, într-adevăr, copiii se plictisesc și plictiseara, de fapt, e o stare de deconectare. El crede, copilul crede că dacă mănânc ceva bun, dacă mă uit la un film, dacă mă joc cu o jucărie nouă, nu cu cea acasă, atunci treaba asta o să mă scoată din plictiseală. Dar atunci când sunt plictisit, practic, eu nu sunt bine cu mine și caut ceva, un stimul în exterior. Iar eu, ca părinte, ar trebui, ideal, știu că nu, nici eu n-am făcut mereu așa, uneori am zis, hai că-ți iau jucăria și gata. Așa, dar dacă sunt disponibilă emoțional, atunci îi spun, ok, nu cred că-ți iau nicio jucărie acum, hai să stăm un pic împreună. Și copilul o să se cam supere, ba da, vreau acum jucăria. Eu știu că o vrei, dar nu ți iau acum, că nu de asta ai nevoie. Dar tu de unde știi ce am eu nevoie? Și nu mă bag în discuție, rămân pe nu ți iau jucăria și ne descurcăm așa, iar copilul în felul ăsta iese un pic, dacă și plânge, dacă și face, nu știu, un tantrum, cum spunea și Simona mai devreme, el poate să exprime ceva ce a adunat de-a lungul timpului. Și apoi nu mai, dispare plictiseala. Plictiseala e tot timpul un apanaj, e un strat de deasupra unei alte stări la care copilul nu vrea să intre. Care este rolul terapeutic al jocului? Jocul e terapeutic și și jocul de a hai să fugim de aici până dincolo. E terapeutic pentru că ne aduce împreună. Practic și miezul terapiei este a te cunoaște pe tine și a-ți cunoaște părțile sufletului și a avea o relație bună cu ele. Deci cumva ăsta este miezul terapiei și jocul terapeutic înseamnă fix asta, ca eu, părintele, cu copilul, să-l ajut pe el să fie el bine cu el. Și cum fac asta? Acceptând jocul lui. Jocul e terapeutic pentru că, de exemplu, dacă un copil nu are încredere în el, da? Unii părinți îmi spun ce jocuri să fac astfel încât copilul să aibă stimă de sine. Nu există fix un joc, sigur există jocuri din astea de stimă de sine, dar mie nu-mi plac neapărat alea. Mie îmi plac cele care îi dau lui puterea fizică, pentru că de la fizic se duce și în creier. Și eu dacă mă duc la sală și reușesc ceva nou, zic, băi, parcă totuși sunt competentă la ceva. Și așa și copilul, dacă mă joc cu el o bătaie cu pernele și el câștigă în această bătaie cu pernele, e mult mai terapeutic jocul ăsta decât orice lucru pe care l-aș face. Pentru că e nu știu, cu figurine, de exemplu. Pentru că e în conexiune cu mine. Eu vorbesc acum de părinte, de cum se poate juca părintele cu copilul lui în mod terapeutic. Jocul cu păpușile este terapeutic, îl face pe copil să se exploreze, să intre mai mult în lumea lui. Psihologii pot să facă asta foarte bine, pentru că nu se sperie de lumea dinăuntru copilului, dar noi părinții de multe ori ne speriem. Zice, aoleu, vrea să bată păpușa aia, nu-i bine, hai să nu, hai altceva. Cel puțin mie mi s-a întâmplat asta. Și atunci copilul zice, bine, jocul ăsta nu-l mai fac. Deci de asta e terapeutic, că îi dă putere, îi dă încredere în el, îi arată că lumea e bună, pentru că mama și tata îl plac. Și pentru că intră mai adânc în sufletul lui. Cât timp ar trebui să ne dedicăm zilnic pentru a ne juca cu copiii? Este o întrebare așa de grea. Îmi e și frică să răspund la ea, pentru că deci suntem fiecare mămică, da, că mămicile stau mai mult acasă cu copiii, fiecare mămică are timpul ei. Da, unele mămici lucrează, alte mămici lucrează mai puțin, altele nu lucrează. Și atunci aș zice că fiecare după cum poate, după cât timp are, dar aș zice un 20 de minute ar fi minunat, dacă se poate. Dar, repet, mama, dacă e o mamă care lucrează foarte mult, sau nu știu, poate că a trecut printr-o perioadă grea, poate că trece prin divorț, poate că habar n-am prin ce poate să treacă,
să nu se gândească alea 20 de minute trebuie să le smulg de la ceva. Putem să ne jucăm cu ei și în timp ce gătim. Copiii vor aprecia disponibilitatea noastră pentru ei, nu neapărat felul jocului. Sigur că le place și să ne jucăm într-un anumit fel. Dar dacă putem 20 de minute pe zi, e minunat, dacă nu, pe săptămână. Super. Mulțumim mult de tot, Otilia, pentru și toate informațiile. Mulțumesc. Și cu siguranță, da, trebuie să găsim timp să ne jucăm ori noi, ori partenerii noștri. Mă gândeam acum cât de mult își doresc copiii să se joace cu noi versus alți copii. Știi, dacă aș fi eu copil, oare îmi doresc să mă joc cu părinții, cu mama, cu tata sau cu fratele sau cu copiii? Sau poate cu pisica și sau cățelul din casă, știi? Că până la urmă, cred că trebuie să le lăsăm lor alegerea cu cine vor să petreacă mai mult timp și ce trebuie să facă. Mulțumim mult de tot și noi revenim imediat în 2 minute cu următoarea prezentare.